Bună, prieteni! Eu sunt Marin Dorel de pe canalul de YouTube și iată că astăzi sunt așa în vâjeală prin Valea Jiului, în special în localitatea Lupeni, o localitate foarte frumoasă și de aici se poate urca foarte frumos în Parâng, la Straja, unde e o pârtie nemaipomenită pentru schi. Valea Jiului, cândva, dragi prieteni, se mai intitula și Valea Plângerii. De ce Valea Plângerii? Simplu. Înainte, când erau minele, nu era zi de la Dumnezeu dacă nu odată la două zile să auzi sirenele de la exploatările miniere urlând și salvările de asemenea mergeau în grabă. Se știa că atunci ceva rău la exploatarea respectivă s-a întâmplat și erau oameni care autoritățile din acele vremuri nu au spus nimic despre moartea în condiții suspecte ale minerilor. Când mă refer la condiții suspecte, să nu credeți că cineva îi omora. Nu. Pământul îi omora. Munca îi omora, pentru că înainte era deviza țării cât mai mult cărbune și foarte mulți oameni, din dorința de a da cărbune și a realiza nenorocitul acela de plan, mureau în adâncurile subteranelor. Asta este. Am revenit cu drag în frumoasa zonă, în special în localitatea Petroșani, aici unde eu am terminat facultatea și sunt mândru pentru asta că am avut unde să fac o școală și, după cum observați dumneavoastră, astăzi foarte greu se fac școlile, sunt școli care se plătesc, eu nu am plătit nimic și cu toate acestea pot să spun că s-a învățat carte, acum nu se mai învață. Asta este. De câte ori vin în Petroșani, mă leagă amintiri frumoase de aceste zone, mai bine de această zonă și chiar și de zonele din împrejurim, deoarece sunt niște munți nemaipomenit, Parângul, Retezatul, unde sunt cabane și sunt foarte primitoare. Văd că aici astăzi plouă, cum de admiteri plouă în toată țara, dar ce să facem? Asta e. E frumos. Am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel de pe canalul de YouTube și până la următorul videoclip pe care sper să-l fac tot din Valea Jiului, vă spun o zi cât mai frumoasă, o zi cât mai însorită, dar din păcate astăzi plouă, poate la dumneavoastră în alte localități nu plouă. Și vă îmbrățișez și vă pup cu drag.